Salutare! Și dacă te întreb de ce încep vlogul ăsta dintr-un mod și de o poziție așa mai ciudată, este pentru că tot vlogul care urmează s-a întâmplat după ce am spus da la o propunere destul de ciudată. Ok, să spun că a fost ciudată propunerea asta ar fi prea mult, dar să spun că a fost neașteptată ar fi cu totul adevărat și deloc exagerat. Deci lucrurile s-au întâmplat în felul următor, dar pentru ca să spun hai să mergem afară că e mai multă lumină și se va vedea mult mai bine. Ok, hai să găsim un loc. Am ajuns afară, în curte, și o să găsesc aici un loc liniștit unde pot să-ți povestesc repede ce s-a întâmplat. Am aici un lemn pe care mă voi așeza ca să povestesc mai bine. Este ora 1:13 minute, luni, și în timp ce stau liniștit și citesc la masă, îmi fac treburile, mă liniștesc, îmi sună telefonul, mă sună Bogdan și mă întreabă așa într-o dată: Sergiu, vrei să mergi cu noi la mare mâine? El mergea cu încă 3 prieteni la mare în Bulgaria. Așa că după câteva momente de gândit, am vorbit cu el, am vorbit și cu ceilalți prieteni ai mei, am decis ca să merg împreună cu ei. Așa că luni seară iau trenul la ora 10:20 din Timișoara și plec până în Craiova dimineață, când ajung la ora 5:20. Urmează câteva cadre pe care le-am luat, pentru că de atunci am început să filmez cumva și să documentez procesul acesta și excursia în care am fost în ziua de marți. Așa că, fără alte cuvinte, de aici înainte începe vlogul din tren din Craiova către Tuilănovo, Bulgaria. În Alexandria, vă spun în această dimineață. Laudei. Salut, salut. Regulamentar, frumos, cu masca pe guriță. Am ajuns acum câteva minute și ne pregătim să plecăm spre Bulgaria la mare. Hei, am ajuns la mare. Aici este un loc cu stânci, unde oamenii cu mult curaj în ei sar. Uite aici. Da. O să fac așa câteva cadre imediat. Până acum este că atmosfera este una foarte frumoasă, afară este cald, apa nu știu cum este, nici nu prea mi-o curat să intru aici unde sunt acum și sunt curios să văd cum o să descurce băieții.
mergem să mâncăm puțin după ce băieții au făcut un pic de baie. Să ne întărim puțin pentru ultima fază înainte de a pleca acasă. Am luat și neamintie și după 3 momente de bucurie a fost într-o țeapă și s-a înțepat. L-avem pe aici pe Sergiu, mândria comunei de la 7 ani. Vrea să ajungă mare la Barcelona. Ne arăți și nouă schemă? Nu. Oameni buni, am găsit o peșteră interesantă și acum mergem să facem acolo un foc, să mâncăm o sămânță, mai vorbim puțin și pe la ora 10 probabil ne vom porni către casă. Nu știu cât de luminos se vede, pentru că se vede întuneric, însă am ajuns la acea grotă de care vă spuneam. Și hai să vedem împreună. Foarte fain, băieți, deja s-au pregătit acolo cu un mic foculeț. Iar aici este priveliștea. Genială. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit până acum. Fac acest clip pentru că nu am reușit să mai înregistrez nimic după ce am terminat cu focul de tabără. Am fost super obosit, așa că m-am urcat în mașină și m-am pus direct la somn. Însă vă mulțumesc acum pentru că ați urmărit clipul până la capăt. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și un comentariu și spuneți-mi, vă rog, voi vara aceasta unde mergeți. Și până data viitoare, până la următorul videoclip, cu voi a fost Sergiu. V-am salutat!